This is Radio Romania International in Romanian. It is aimed at Europe, but received here in Johannesburg, South Africa, crystal clear. I'm really surprised by how strong this signal is. I've picked it up before, but never as clearly as this. It's on the Kenwood R1000 with the MLA 30 Plus loop antenna. And then for fun, I also show it to you on the XH Data D219 with only its little whip antenna, and it's just as clear. It's really, really very good reception, this one. You can hear the words Romania very often in the conversation, and also right at the end there's a nice station ID. Luna aceasta a rămas un amplu turneu de lansare în Statele Unite a volumului de memorii în căutarea României, semnat de britanicul Dennis Dillitant, unul dintre cei mai reputați specialiști străini în istoria României. Volumul va fi lansat între 9 și 16 noiembrie printr-un turneu în patru mari orașe americane, Washington, New York, Chicago și Phoenix. Turneul este organizat de către Ambasada României în SUA și ICR New York. Considerat de Nicolae Ceaușescu un dușman al statului, Dennis Dillitant se prezintă în volumul său de memorii istoria sa personală legată de România, cu care a luat primul contact în 1965. Vizitele au încetat în 1988, când a fost declarat persona non grata de regimul comunist. S-a întors în România la finalul lui decembrie 1989. În calitate de consultant BBC. În 2022, el a primit cetățenia română, recunoscându-i se astfel contribuția remarcabilă avută de-a lungul anilor la studiul, protecția și promovarea istoriei, culturii și limbii române. Până pe 19 noiembrie, la sediul ICR Londra, poate fi vizitată expoziția documentară Circular Catalyst, programul British Council România, realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Aceasta propune vizitatorilor o perspectivă originală asupra tradițiilor și practicilor creative comunitare, realizate prin intermediul unor fotografii, obiecte și instalații sonore. Expoziția prezintă creațiile unor artizani din Marea Britanie, găzduiți în România de organizații locale care lucrează cu meșteșugari tradiționali autohtoni și va fi completată de evenimente conexe la sediul ICR Londra. După ce a fost prezentată la București și Timișoara, la Londra, publicul britanic va putea vedea rezultatul acestor colaborări ale artiștilor britanici în România, în fotografii spectaculoase de către Ioana Cărlin. Situația și dorința teroriștilor de la Hamas a fost una dintre mai perverse, să mă bucur, mă tot sufletul să spun și ca motiv de mândrie, dacă vreți, în prezent, România este ultima țară sau singura țară, depinde care parte și care jumătate prin apărările o primim, în care îi mulțumesc Dumnezeu că nu a fost incident. Bucur din toată inima că programul de rețetă are loc astăzi, în format digital, pentru că el reprezintă înainte de orice dorința noastră pentru normalitate, dar mai ales faptul că nimeni și nimic nu va reuși să oprească viața evrească, nu va reuși să oprească credința noastră în Dumnezeu și mai ales dorința de a continua pe drumul pe care am pornit împreună. Vestor a vorbit și despre vizita făcută în Israel imediat după tragedie, alături de premierul României, precum și despre înalta discuție acordată marele de Menachem Cohen de către președintele României. A vorbit despre prietenia dintre cele două țări popoare, despre speranță și iubire. La România, dr. Felicia Valman, cadru didactic la Universitatea București, a spus printre altele. Să spune că istoria se repetă, să spune că istoria rimează, dar, din păcate, cum spuneam, nu reușim să păstrăm din această istorie niște lecții pe care nu avem o forță utilă, dar care nu putem întoarce, dar pe care de obicei o facem cu vederea. E foarte important și din punctul ăsta de vedere ceea ce la Danșan de Gisela Lua. Totul despre România. Detaliile promise în privința programului interactiv din seara din de marți 7 noiembrie la Radio